Pregătirea pentru această competiție a început de când am preluat echipa, să spun așa. Able-ul pentru noi este o prioritate sezonul acesta și cam fiecare sezon. Și specific pentru această competiție de acum 2 săptămâni, cu un volum mai mare de antrenamente, am încercat să simulăm turneul în sine, 2 meciuri pe zi, deci 2 antrenamente intense, cu pauze și restul deja sunt detalii mult prea tehnice. Mă simt foarte bine și foarte bucuros că putem participa la un asemenea turneu cu echipe foarte bune, puternice din Europa și jucători foarte buni. Înseamnă foarte mult pentru că pot să progresez, să mă apăr la cei mai buni fundași din Europa, pentru cei mai buni și da, pot să progresez foarte mult. Sunt recunoscător că sunt la acest club care poate să participe la o astfel de competiție europeană și o să dau tot, sper să impresionez și lumea din afara țării. Avem o șansă destul de bună, am dovedit asta și în edițiile trecute. Turneul este foarte bun, să vedem unde ne clasificăm și în Europa, nu numai în țară. Sunt foarte bucuros că sunt capitan acestei echipe și voi încerca să îi unesc cât mai mult și să facem un colectiv frumos, atât în afara terenului cât și pe terenul de basket, ca să putem evolua cât mai bine.